În urmă cu 10 ani, probabil, ideea de afacere online vă stârnea râsul. În zilele noastre însă este chiar posibil și accesibil să faceți bani din marketingul realizat în fața calculatorului. În ultimul timp, marketingul afiliat a acaparat destul de ren în lumea virtuală, iar numărul promotorilor a crescut semnificativ. Românii care fac bani din online sunt cei cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, 66% și au studii universitare 40%, potrivit ultimelor date oficiale din acest domeniu. Pe înțelesul tuturor, marketingul afiliat este o formă de marketing online care se bazează pe modele de plată pe performanță. Mai exact, comerciantul răsplătește afiliații pentru fiecare acțiune efectuată pe site-ul său. Rețelele sociale și blogurile sunt cele mai utilizate canale de promovare în marketingul afiliat, în alegerea advertiserilor pe care afiliații îi promovează. Comisionul oferit în fiecare vânzare și reputația sunt cele mai importante criterii de selecție. Afilierea a câștigat puternic teren și pe piața românească, reprezentând o adevărată tendință. Ca dovadă și numărul mare de români care au testat domeniul în acest an, oameni care trăiesc exclusiv din afiliere, vorbind de specialiști care s-au format în ultimii ani și de joburi dedicate acestui sector.